Clona. 2001 este o telenovelă braziliană de mare succes, produsă de TV Globo și scrisă de Gloria Perez. Aceasta combină teme profunde de dragoste interzisă, diferențe culturale, tradiții religioase și provocările clonării umane într-o poveste captivantă, ce s-a bucurat de popularitate internațională. Acțiunea se desfășoară pe două planuri principale. Iubirea imposibilă dintre Jade și Lucas și experimentul revoluționar al clonării umane. Jade, o tânără musulmană de origine marocană, este crescută de unchiul ei, Ali, într-o comunitate tradițională din Maroc. După moartea părinților ei, Jade se confruntă cu regulile stricte impuse de religia și cultura sa, care o obligă să respecte un stil de viață tradițional și să accepte o căsătorie aranjată. Însă viața ei ia o turnură neașteptată când îl întâlnește pe Lucas Ferraz, un tânăr brazilian modern și liber, care se află în Maroc pentru afaceri de familie. Dragostea lor este una pasională, dar plină de obstacole. Jade este prinsă între dorința de a-și urma inima și datoria de a respecta valorile familiei și religiei.